Bună ziua și bine v-am regăsit! Make-up artist Iuliana Ștefan și alături de Stilago România v-am pregătit un nou tutorial video. Doriți să ieșiți în oraș cu prietenele și nu mai aveți timp să vă schimbați machiajul? Nu-i nimic! Am să vă prezint în pași simpli cum să transformați un machiaj de zi într-un de seară, astfel încât să arătați spectaculos într-o seară minunată alături de prietenele dumneavoastră. La birou trebuie să fim cât mai naturale, machiajul trebuie să fie unul natural și unul dintre preferatele mele este compus din două farduri în nuanțe diferite, un roz cu accente ușor somon, pe care îl voi aplica pe toată ploapa, de la baza genelor până la sprânceană. Voi insista ușor în colțul intern al ochilor pentru a crea luminozitate. Peste nuanța de bază, nuanța naturală, voi aplica la baza genelor un dermatograf negru. Puteți folosi de asemenea brun sau prună. Eu prefer negrul pentru că îl inserez între gene pentru a crea densitate. Aplic într-o tușă foarte îngustă, pe care le stompesc cu ajutorul degetului. Linia este bine să fie subțire, creionul trebuie să aibă o textură delicată. Prin estomparea tușei de creion cu ajutorul degetelor, practic se creează senzația că a fost aplicat fard și nu creion. Aspectul este mult mai natural. Voi fixa creionul cu o nuanță de maro brun, care voi întinde foarte, foarte bine pe toată ploapa mobilă. Iar la final am să revin cu nuanța de bază peste întreg machiajul pentru a-l omogeniza. Periem bine sprâncenele pentru a le curăța de excesul de fard. Folosesc un tuș de gene sau mascara pentru volum. Pentru obraj voi folosi un blush în tonuri de roz magenta. Îl aplic cât mai aproape de linia cearcăn, de zona cearcănelor, astfel încât să creez acel aspect de ten proaspăt și odihnit. Voi aplica foarte puțin și pe tâmple și arcade. Pentru zi recomand fardurile pentru obraz cel mult satinate, nu sidefate. Rozul, piersica și somonul sunt cele mai potrivite pentru machiaj natural de zi. Pentru buze am ales un gloss într-o nuanță transparentă de caramel. Ne aștept să obținem look-ul proaspăt pe care l-am realizat. Acesta este machiajul de zi pentru birou. Vă voi arăta cum puteți să-l transformați în câțiva pași simpli într-un machiaj spectaculos pentru seară, să nu vă răpească mai mult de 10 minute. Aplic dermatograful la baza genelor și ușor pe conjunctivă pentru a crea intensitatea pe care o dorim, după care estompăm cu ajutorul degetului. Este o variantă puțin mai discretă a celebrului machiaj Smokey Eyes. Dermatograful negru îl voi estompa cu gri antracit. Griul este foarte potrivit pentru irisul verde. Nu trebuie să faceți decât o mișcare foarte simplă. Voi aplica un strat foarte fin de pudră compactă, care trebuie să fie nelipsită din geanta oricărei doamne sau domnișoare. Pentru a preveni migrarea fardului, am să aplic un strat foarte fin de pudră. Este necesară aplicarea pudrei pentru toată fața. Pentru un plus de strălucire privirii, voi accentua punctul intern al ochilor, dar și cel extern, exact sub linia ploapei inferioare. Voi aplica puțin fard strălucitor pe obraj, pe tâmple și pe osul zigomat, fără a exagera. Dacă doriți să vă reziste toată seara rujul pe buze, aplică corector sau fond de ten pe toată suprafața buzelor, după care aplic conturul în ton cu rujul pe care îl voi folosi. Iar la final vom aplica rujul. Roșul e culoare foarte pretențioasă și buzele machiate în nuanțe de roșu trebuie să fie perfecte. Am trecut de la machiajul de zi la cel de seară în câțiva pași simpli. Sper să-l puteți realiza și dumneavoastră cu puțin exercițiu. Sunt Iuliana Ștefan, Makeup Artist și alături de Stilago România vă aștept cu drag la un nou tutorial video.